Breaking news, o crimă oribilă a avut loc în urmă cu scurt timp. Un refugiat ucrainean și-a ucis mama într-un acces de furie. S-a întâmplat chiar în locuința pusă la dispoziție de o familie de români care se oferiseră să-i găzduiască. Colega mea, Carmina Pricopie, senior editor Antena 3, știe mai mult despre acest caz șocant. Ce informații ai, Carmina? Bun găsit! Bun găsit! În urmă cu aproape o săptămână, un refugiat ucrainean a anunțat mai multă lume pe care o cunoștea în localitatea Lehliu Gara, acolo unde locuia cu mama sa din luna mai, și a spus că și-a găsit mama decedată în pat, aceasta fiind grav bolnavă, având o boală incurabilă. A fost alertate și forțele de ordine, polițiștii de la IPJ Călăraș, și în momentul în care au ajuns în locuință și au dat seama că nu vorbim despre o moarte cauzată de boală, ci despre o crimă, pentru că femeia avea mai multe vânătăi. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, bărbatul, într-un acces de furie, și-a ucis mama cu multiple lovituri în noaptea de 17 spre 18 iulie. Totul s-a întâmplat în baia din locuința pusă la dispoziție de către familie. Familia de români era plecată în acel moment la mare, la Constanța. După ce și-a ucis mama în baie, bărbatul a încercat să ascundă totul și a spălat mama, dar și baia. Ulterior a transportat-o în pat și a încercat să pară că femeia murise în somn. În acest moment, el este arestat preventiv pentru 30 de zile pentru omor asupra unui membru al familiei, dar și pentru violență în familie.